Așadar, să începem povestirea. Eram la Napoli, într-una din piețele orașului, unde Octav, din calea afară de nefericit, sta de vorbă cu baretul său Silvestre. Ce triste vești pentru o inimă îndrăgostită, cumplite deznădejde. Ai aflat în port, Silvestre, că se întoarce tata? Da. Că sosește chiar în dimineața asta. Chiar în dimineața asta. Și că vine să mă însoare. Da. Cu o fată a domnului Geront. A domnului Geront? Că fata a fost trimisă din Tarent aici tocmai pentru asta. Da. Și vestea ai aflat-o de la unchiul meu. De la unchiul dumneavoastră. Căruia tata i-a comunicat un scris. Un scris. Și apoi că unchiul știe povestea noastră. Întreaga poveste. Hai de vorbește odată, nu mă lăsa să-ți scot cuvintele cu cleștele din gură. Ce-ți mai putea adăuga? N-ați uitat nimic, domnule Octav. Dăm cel puțin un sfat. Spune-mi ce să fac într-o împrejurare atât de cumplită. Sunt tot atât de necăjit ca și dumneavoastră și tare aș avea și eu nevoie de o povață. Când a aflat tata ce s-a întâmplat, se va bate asupra mea deodată trăzit unor dojeni cumplite. Facă cerul ca eu să scap numai cu atât, dar tare mă tem că sunt sortit să plătesc și mai scump nebuniile dumneavoastră. Parcă văd o ploaie de ciomege prevălindu-se pe spinarea mea. Ceruri, cum să ies din încurcătura asta? Trebuia să vă gândiți mai înainte de a intra în ea, domnule Octav. Bine, 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 dar ce trebuie să fac? Ce hotărâre să iau? Iată-l pe Scapean! Poate el ne va ajuta să ieșim din încurcătură. Scapean, vino aici! Ce s-a întâmplat, nobile Octav? Bietul meu, Scapean, sunt pierdut, sunt deznădăjduit. Cel mai nefericit om din lume. Cum așa? Da, se întoarce tata cu domnul Geront și vor să mă însoare. Ei, și? Unde e nenorocirea? Vai, nu cunoști pricina neliniștii mele? Nu. Nu depinde decât de dumneavoastră să o aflu curând. Și eu știu să alin, să fiu părtaș la suferințele celor tineri. Scapean, dacă ai putea născoci, dacă ai putea găsi ceva ca să ieși din încurcătură, ți-aș datora mai mult decât viața. Ca să spun drept, când mă amestec, puține lucruri mi se împotrivesc. Cerul mi-a dat fără îndoială harul să mă pricep a scorni drăgășenii de duh, galanterii năstrușnice, cărora numai neștiutorii de rând le zic șmecherii. Și pot spune, fără să mă laud, că nu s-a văzut încă meșter mai priceput ca mine la trasul sforilor și care să fie câștigat o faimă mai mare ca mine în această nobilă înderetnicire. Da, pe legea mea, astăzi iscusința nu e la preț și de când cu necazul pe care l-am avut într-o anumită împrejurare, m-am lăsat pe gubaș. Dar ce ți s-a întâmplat, Scapean? O poveste cu prilejul căreia m-am pus rău cu justiția. Cu justiția? Da, s-a portat foarte urât cu mine. Și m-am supărat atât de tare de nerecunoștința veacului că m-am hotărât să nu mai fac nimic. Da, ajunge. Mai bine, povestiți-mi ce vi s-a întâmplat. Da. Știți, Scapean, că acum 2 luni, domnul Geront și tata au pornit într-o călătorie pe mare, fiind tovarăși de negoți. Știu. Și că Leandră și cu mine am fost lăsați de tații noștri, eu sub supravegherea lui Silvestre, iar Leandră sub a ta. Da, și mi-am îndeplinit treaba cât se poate de bine. Da, sigur. Scurtă vreme mai târziu, Leandră a întâlnit o tânără de o rară frumusețe. Cândva această copilă fusese găsită de niște ghicitori ambulanți, veniți de departe și crescută de ei. Leandră, cum a văzut-o, s-a îndrăgostit de ea. Știu și asta. Cum suntem buni prieteni, mi-a mărturisit dragostea lui și m-a dus să văd fata care ți-am spus, e foarte frumoasă. Apoi zile întregi nu mi-a vorbit decât despre ea. Îi slăvea peste măsură frumusețea și grația. Îi lăuda inteligența și farmecul conversației, din care îmi reda până și cele mai neînsemnate cuvinte, silindu-mă să le găsesc deosebit de spirituale. Mă certa uneori, mă învinuia de nepăsare față de arșița iubirii. Nu văd unde vreți să ajungeți. Într-o zi, însoțindu-l spre corturile ghicitorilor ambulanți, unde urma să-și întâlnească iubita, auzind dintr-o căsuță de pe o stradă lăturalnică vaete și suspine. Întrebăm ce se petrece. O femeie ne spune că am putea vedea acolo, la niște străini, ceva vrednic de milă. Și că numai dacă am avea inimi de piatră n-am fi mișcați. Tot nu pricep unde vreți să ajungeți. Curiozitatea m-a făcut să-l îndemn pe Leandră să vedem despre ce e vorba. Intrăm într-o săliță unde găsim o bătrână ce trăgea să moară, legată de o slujnică și de o tânără fată, numai lacrimi. Erau niște sărmane străine scăpate cu viața de pe un vas care se scufundase. Bietele femei rămăseseră fără bani și nu aveau niciun cunoscut în orașul nostru. Dar dacă ai fi văzut-o pe fată, te-ar fi uimit frumusețea ei. O altă ar fi arătat înspăimântătoare în starea în care se afla. Și totuși, așa cum ni se înfățișa, strălucea fermecătoare și întreaga-i făptură nu era decât drăgălășenie și grație. Acum bănuiesc unde vreți să ajungeți. Nu, Scapean, dacă ai fi zărit-o, chiar așa cum am văzut-o eu, ai fi găsit-o minunată. Mă îndoiesc, chiar fără să fi văzut, îmi dau seama că era cu totul și cu totul fermecătoare. Știi, lacrimile ei nu erau din acele lacrimi neplăcute care sluțesc fața, plângând, avea o grație adorabilă, iar durerea ei era cea mai frumoasă din lume. Îmi închipui. Scapean, și un păgân ar fi îndrăgit-o. Fără îndoială, oameni suntem cu toții. După câteva cuvinte prin care am încercat să potolesc suferința acestei ființe încântătoare atât de îndurerată, am plecat de acolo. Întrebându-l pe Leandră ce părere are despre fată, mi-a răspuns rece că o găsește destul de frumoasă. M-a supărat indiferența cu care îmi vorbea și n-am vrut să-i dezvălui tulburarea pe care mi-o stârnise în inimă farmecul ei. Stăpâne, da. Dacă nu scurtați povestea, să mai ieși până mâine. Da. Lăsați-mă să o isprăvesc eu în 2 cuvinte. Ascultă-ți, Scapean, da. În aceeași clipă inima domnului Octav ia foc.
simte că nu mai poate trăi dacă nu se duce să o mângâie. Desele lui vizite sunt respinse de slujnică devenită prin moartea mamei guvernantă. Dumnealui e desperat, îi se spune că fata, deși fără avere și fără ocrotire, e de neam ales și că dacă n-are de gând să o ia de soție, să-și vadă de drum. Așa. Piedicile ia cetă dragostea. Domnul Octav stă de vorbă cu el însuși, se frământă, judecă, cumpănește, se hotărăște și rezultatul de 3 zile, iată-l însurat cu această tânără încântătoare. M-am lămurit. Da, și acum, colac peste pupăză, întoarcerea neprevăzută a tatălui, care nu era așteptat decât peste 2 luni, descoperirea tainei căsătoriei noastre de către unchi și cealaltă căsătorie pe care aceștia vor să pună la cale cu fica domnului Geront, de la nevasta lui de-a doua, cu care se spune că a fost însurat la Tarent. Unde mai pui sărăcia în care se zbate ființa iubită și neputința mea de veni în ajutor? Asta e tot? Pentru nimica toată vă pierdeți firea? Silvestru, te văd mare și burduhănos ca o butie și nu ești în stare să ticluiești ceva, să născocești un șiretic de baci ca să ieși la limană? La naiba cu nerozii. Adevărat. Cerul nu m-a zestrat ca pe tine și n-am dibăcia ta, dragă Scapen, ca să ajung să vă pun rău cu justiția. Iată, da, iubita mea, Iasint, scumpa mea soțioară. Octav! Da? Octav, e adevărat ce i-a spus Silvestre doicii mele? Ce? Tatăl tău s-a întors și vrea să te însoare. Da, frumoasă, Iasint. Și vestea asta mi-a dat o cruntă lovitură. Dar ce văd? Plângi? De ce lacrimile astea? Spune-mi, mă bănuiești de vreo necredință? Nu ești sigură de dragostea ce-ți port? Da, Octav, sunt sigură că mă iubești. Dar nu știi că mă vei iubi veșnic. Te poate îndrăgi cineva și apoi să nu te iubească viața întreagă. Am auzit, Octav, că bărbații sunt mai puțin statornici și că patima lor se stinge tot atât de repede pe cât de ușor se aprinde. Scumpă mea, Iasint, atunci inima mea nu-i făcută ca celorlalți bărbați și îmi dau seama că te voi iubi și dincolo de mormânt. Vreau să cred că simți ceea ce spui, că vorbele tale sunt sincere. Mă tem însă de o putere care se va împotrivi în inima ta dulcilor simțăminte pe care le ai pentru mine. Tatăl tău vrea să te însoare cu altcineva și sunt sigură că voi muri dacă mi se va întâmpla această nenorocire. Nu, frumoasă, Iasint, nu există părinte care să mă poată sili să-ți fiu necredincios. Fără să o fi văzut măcar, am prins o dușmănie de moarte împotriva acelea pe care mi-o hrăzesc ei. Hai, te rog, nu mai plânge, iubita mea, Iasint, căci lacrimile tale mă ucid. Dacă ții tu, sunt gata să-mi șterg lacrimile. Așa. Și voi aștepta răbdătoare hotărârea cerului. Cerul va fi de partea noastră. Nu ni se va împotrivi dacă îmi rămâi credincios. Fii sigură, îți voi rămâne. Voi fi deci fericită. Iată, Iasint, pescata. Dacă ar vrea, ar putea să ne fie de mare folos în toate necazurile noastre. Și rămân să nu mă mai amestec în treburile altora. Da, dacă mă rugați mult de tot amândoi, poate că... Dacă ajunge să te rugăm ca să ne ajuți, atunci te rog fierbinte, ia cârma bărcii noastre. Dumneavoastră, tânără stăpână, nu spuneți nimic? Ca și el, te rog din suflet, ajută iubirii noastre. Da. E, da, trebuie să fim oameni de omenie. Bine, s-a făcut. Am să mă ocup de dumneavoastră. Voi știți să te răsplătesc, Scapa. Nu ce răsplată. Dumneavoastră, tânără stăpână, duceți-vă și fiți fără grijă. Îți mulțumesc, Scapa. În ce vă privește, tinere stăpân, da? Fiți gata să înfruntați cu drăzenie întâlnirea cu tatăl dumneavoastră. Știți, Scapa, întâlnirea asta mă face să tremur dinainte. Am o sfială născută pe care nu știu învinge. Totuși, la prima ciocnire trebuie să vă arătați dârz. Da. Altfel o să vă duc de nas ca pe un copil. Da, da, haideți, străduiți-vă să luați o mută serioasă. Da. Și acum o încercare ca să vă obișnuiți. Repetăm puțin rolul dumneavoastră, da, să vedem dacă știți să-l jucați bine. Haide, fața hotărâtă, capul sus, privirea țintă. Așa? Mai. În felul acesta? Da, e bine. Acum închipuiți-vă că sunt tatăl dumneavoastră și răspundeți-mi hotărât ca și cum i-ați răspunde lui. Găsnești călosule, degbedeule, păcătosule, fiu nedemn al unui tată ca mine să apare în fața ochilor mei după ce te-ai descăpălat, după isprava mârșavă pe care am făcut-o lipsa mea. Astea scoadele scădarii mele, respectul ce mi se cuvine, stima ce mi-o porți. Hai, găzneala, pungașule, să te însori fără încuvintarea tatălui tău, să te legi printr-o căsătorie tainică. Răspunde-mi, neispravitule, răspunde-mi, deșuchiatule, să auzi și eu ce pot să-mi spui. Ei, drage, ce-ți rămas așa, buimac? Fiindcă îmi închipui că l-aud pe tata. Tocmai de-aia nu trebuie să rămâneți ca vițelul la poarta nouă. Ei bine, voi fi mai dârz și voi răspunde cu tărie. Sigur? Da, sigur. Iată-l pe tatăl dumitale. Cerule, sunt pierdut. Stați, unde fugiți? Ce fricol, ca un iepure. Dar să nu lăsăm pe bătrân să aștepte. Ce să-i spun? Da, să-ți vezi, vorbesc eu. Tu ține-mi somnul.
domnule. Iată-te să îndește. Tascăle înțelept. Mentor priceput al tinelor odrasle. Domnule, sunt încântat că v-ați întors. Bună ziua, scapa. Halal de tine, Silvestre. Biozav mi-a smutat ordinele. Și fiul s-a purtat foarte cu minte lipsa mea, n-am ce zice. Văd că sunteți bine, sănătos. Da, scapa. Nu spui nimic, Silvestre. Secatură. Nu spui nimic. Ați călătorit bine? Da, destul de bine. Dar lasă-mă să mustu pe Silvestre în tijină. De ce? N-ai auzit ce s-a întâmplat în lipsa mea? Parcă am auzit eu ceva. Cum ceva? O asemenea fără de lege numești tu ceva? Da, nu e glumă, dar sunt de părere că nu ar trebui să faceți atâta gălăgie. Iar eu sunt de altă părere. Nu s-o coți cam toate motivele din lume să fiu furios. Păi, sigur, și eu am fost când am aflat isprava fiului dumneavoastră. Ba, m-am supărat atât de tare că l-am și certat. Întrebați-l cum l-am mai scrâmânat. Dar apoi mi-am luat seama și am chipzit că la drept vorbire nu-i chiar atât de vinovat pe cât s-ar crede. Ce-s baza conile astea? Nu-i chiar atât de vinovat că s-a dus să se însoare hodorom tronc cu o necunoscută? Ce să-i faci, soarta? Iată cel mai grozav argument din lume. Nu ne mai rămâne decât să înfăptuim toate crimele, să înșelăm, să ucidem și să spunem, ca să ne dezvinovățim, că am fost împinși de soartă. Părerea mea este că fiul dumneavoastră a fost târât fără voia lui în treaba asta. Și de ce s-a lăsat târât? Ați vrea să fie tot atât de înțelept ca dumneavoastră? Tinerii sunt tineri și nu au atâta cumpănire ca să facă numai ce e bine. Și Leandru al nostru, în ciuda tuturor povețelor mele, în ciuda doșenilor mele, a greșit la rândul lui. Poate chiar mai rău ca fiul dumneavoastră. O să vă spun odată ce isprava a făcut. Dar dumneavoastră, n-ați fost cândva tânăr și n-ați făcut nebunii ca toată lumea. Am auzit că vă aveați odinioară destul de bine cu femeile. Că vă bucurați de treceri la cele mai deocheate frumusețe de pe vremuri. Și că nu începeați vorba cu vreuna fără să duceți treaba până la capăt. Mila, m-am mărginit la ștringării, n-am ajuns până unde a ajuns el. Auzi, dumneata, să se însoare. Ce-ar fi putut face? Vede o tânără fată care îl îndrăgește. Pentru că de la dumneavoastră a moștenit asta să fie iubit de toate femeile. O găsește fermecătoare, îi face vizite, îi șoptește cuvinte dulci, suspine galeș, se aprinde. Ea nu se poate împotrivi stărinților lui. El își încearcă norocul. Iată-l prins pe când se afla cu ea de părinții fete și îl obligă să o ia de nevastă. Ați vrut să se lase ucis? Tot mai bine însurat decât mort, nu? Mie nu mi s-a spus că lucrurile s-au petrecut așa. Poftim, întrebați-i pe Silvestre, nu vă va spune altceva. Hai, spune Silvestre, a fost însurat cu Deasila? Da, domnule. Vedeți că nu vă mint? I-ar fi trebuit să se ducă imediat la un notar și să protesteze împotriva silniciei. Tocmai asta n-a vrut să facă. Mi-a fi lesnit să desfac căsătoria. Să desfaceți căsătoria? Păi da, chiar așa voi face. Ce, n-am de partea mea drepturile mele de tată? Ba mai am acum și argumentul și nici impuse fiul liber. Lucrul ăsta nu-l va în cuvință. Nu-l va în cuvință? Cine? Fiul dumneavoastră. Vreți să admită că i-a fost teamă și că a fost stilit să se căsătorească? Nici prin gând nu i-a trece să recunoască. Înseamnă să-și facă sieși un rău și să se arate nedemn de un tată ca dumneavoastră. A, nu-mi pasă. Nu, trebuie spre cinstea lui și a dumneavoastră să spună lumii că a luat-o de bunăvoie pe tânăra lui soție. Și eu vreau spre cinstea mea și a lui să spună contrariu. Altfel îl desmoștenesc. Nu o să-l desmoșteniți. Știi că-i hascapan? Zi așa. Nu o să-mi desmoștenesc fiul. Nu, vă spun eu. Cine mă poate împiedica? Chiar dumneavoastră. Nu o să vă lase inima, sunteți o fire bună. Chiar foarte bună, domnule Argan. Nu sunt bun. Ba când vreau, sunt chiar rău. Dar bărbăria asta mă scoate din sărite. Du-te, Silvestru, du-te de-l caută pe nerușinatul de fimiu, în timp ce eu mă voi întâlni cu domnul Șerut ca să-i spun durerea mea. De ce nu mai am pe fica mea pe care cerul mi-a răpit-o ca să o fac acum moștenitoarea întregii mele averi? A plecat. N-am ce zice, ești cineva scapă. Treaba merge strună. Pe de altă parte, ne trebuie grabnic bani ca să avem din ce trăim. Și creditorii să ne pustesc din toate părțile împotriva noastră. Asta e bine, am eu un clenci. Clenci? Îmi sparg însă capul să găsesc un om de încredere care să joace rolul unui personaj de care am nevoie. Stai! Ia uite-te la mine. Așa, ia în fundă spălăria până peste ochi, ca un derbedeu. Așa, proptește dintr-un picior, pune mâna în șod, rostogolește ochii. Ia, fă câțiva pași ca un rege de paradă pe aici. Așa, cât se poate de bine, strașnic. Am găsit omul de care avem nevoie. Urmează-mă, Silvestre. Cunosc eu taina ca să schimb mutra și vocea. Te rog din suflet, cel puțin nu mă pune să am de-a face cu justiția. Hai, vom împărți primejdile ca frații. Și 3 ani de ocnă, mai mult sau mai puțin, nu pot fi o piedică în calea unui suflet care vrea să devină nobil. Și
Și dacă sufletul lui Silvestru n-a devenit pe dată nobil, în schimb, purtătorul lui, strunit de mine, a devenit un personaj fioros. Cum arăta, fără îndoială, ar fi putut să bage în sperieți pe oricine, cu atât mai mult pe domnul Argant, care, neștiutor, ședea de vorbă cu domnul Geront. Da, desigur, domnule Argant. Vremea e bună și chiar azi vor fi printre noi oaspeții din Tarent. Doar că sosirea ficii mele nu prea găsește lucrurile tocmai bine pregătite pentru cele ce aveam noi de gând. Și ceea ce mi-a spus despre fiul dumneavoastră spulberă, na, spulberă în chip ciudat planurile pe care le-am făcut împreună. Vă făcăduiesc să dobori această piedică. Prelegea mea, domnule Argant, educația copiilor este un lucru căruia trebuie să-i te consacri cu toată stăruința. Mă rog, așa o fi. Dar ce vrei să spuneți cu asta? Că dacă l-ați fi mustrat ca un bun tată, fiul dumneavoastră v-ar fi cruțat de necazul acesta. Foarte bine. Înseamnă că dumneavoastră l-ați mustrat mai serios pe-o dumneavoastră. Desigur, desigur, și aș fi grozav de furios pe el dacă mi-ar face o asemenea posnă. Și dacă acest fiu pe care, ca un bun părinte, l-ați mustrat cu atâta grijă, ar fi făcut una și mai boacănă ca al meu. A? Mai boacănă? Ce vreți să spuneți? Vreau să spun, domnule Geront, că nu trebuie să ne grăbim să condamnăm purtarea celorlalți și că cei care vor să defăimeze ar face mai bine să se uite în jurul lor să vadă. Nu cumva șchioapătă ceva? Nu pricep. Nu pricep această similitură. Veți pricepe probabil foarte curând. Ați auzit vorbindu-se ceva despre fiul meu? Tot ce se poate. Și ce anume? Păi, văzându-mi supărarea scapa al dumitale, nu mi-a spus povestea decât în linii mari. Ați putea afla și amănunte de la el sau de la altul. În ce mă privește, mă grăbesc să consult un avocat și să hotărăsc ce am de făcut pentru rezolvarea treburilor mele. La bună vedere! La revedere! Ce-o mai fi și asta? Și mai boacănă? Nu văd cum s-ar putea face una și mai boacănă. Doar a te însura fără învoirea tatălui tău este o faptă care întrece orice închipuire. Ah, tată, ce bucuros sunt că te-ai întors. Binișor, binișor, Leandră, înainte de orice avem ceva de vorbit. Dă-mi voi să te sărut. Binișor, zic. Cum, tată, nu-mi îngădui să-ți arăt bucuria mea îmbrățișând. Am zis, avem ceva de descurcat împreună. Ce anume? Mă rog, ce ai făcut în lipsa mea? N-am făcut nimic din care să aia te plânge. Ai un curaj care mă uimește. Pentru că sunt sigur de nevinovăția mea. Serios? Și totuși Scapin mi-a dat oarecare noutăți. Scapin? Numele ăsta te face să roșești. Ți-a spus ceva despre mine? Aș putea afla ce ți-am drugat? Vom discuta acasă. Hai, du-te! Da. Vin și-o îndată. Da. Și să știi, tâlharule, că dacă ai cuteza să mă faci de râs, nu mai ești fiul meu. Da. Poți să pierzi de dinainte ochilor mei pentru totdeauna. Dar, tată, eu... Ne aștept acasă. Scapin, să facă una ca asta. Să mă vândă tati. Uite-l că vine împreună cu Octav. Jur că trădarea asta nu va rămâne nepedepsită. Ai venit la timp, domnule nemernic Scapin. Domnule, sluga dumneavoastră, mi-a acordat prea multă cinste cu asemenea complimente. Faci pe caragiosul cu mine. Lasă că te învăț eu minte. Cu spada asta am să te ucid. Leandră, ce faci? Domnule Leandră, vă cad în genunchi, spuneți-mi pentru ce vreți să mă ucideți. Leandră. Nu, Octav, nu mă opri, te rog. Vreau să-l pedepsesc pe acest ticălos. Numele prietenii, Leandră, cruță-l. Domnule, cu ce v-am greșit? Mă mai întreb ca Leandră. Nu, Octav, vreau să recunosc el singur mășăvia pe care mi-a făcut-o. Da, vreau să o aud din gura ta, Scapin. Sau bag spada în tine. Doamne, vă las inima să-mi tăiați firul vieții cu atâta ușurință. Vorbește, nemernic. Vă, nu știu nimic, domnule. Nu știți, arăt eu, Leandră. Bine, domnule. Dacă vreți, dumneavoastră, recunosc că am băut cu prietenii mei
butoiașul de vin de Spania care mi-a fost dăruit acum câteva zile, că eu am făcut spărtura în butoi și am turnat apă de jur împrejur ca să se creadă că vinul s-a scurs singur. Tu, canalie! Tu ai băut vinul de Spania și ai fost pricina că am certat-o pe slujnică atâta crezând că ea o făcuse. Da, doamne, și vă rog să mă iertați. Da, încântat de ce am aflat, dar e vorba de altă ispravă. De altă ispravă? Vorbește orice să te pricini. Da, doamne, e adevărat că acum 3 săptămâni, când m-ați trimis într-o seară să duc un cesuleț tinerii egiptene pe care o iubiți, m-am întors acasă cu hainele stropite de noroi din creșteri până în picioare, cu fața plină de sânge, și v-am spus că niște hoți m-au snopit în bătăi și mi-au furat ceasornicul. Domnule, ceasornicul l-am oprit eu. Tu, scăpăm, tu! Da, domnule, ca să văd câte ceasul. Află lucruri interesante și am zău așa un servitor foarte credincios. Dar nici despre asta nu e vorba. Nici despre asta? Nu se cătură! Altceva vreau eu să-mi mărturisești. Asta e tot ce am făcut. Asta-i tot! Nu ai nimic pe conștiință, nimic! Când tu-i străpungi odată, ai să-ți deschizi. Stai, Leandru! Scapă, te sfătuiesc și eu să mărturisești. Bine, domnule, vorbesc. Vă amintiți de vârcolacul ăla de acum 6 luni, care v-a ciomăgit atâta într-o noapte că erați gata să vă frângeți gâtul în pivnița în care ați căzut fugind? E? Domnule, eu făceam pe vârcolac și asta ca să vă piară pofta de a ne pune pe drumuri noapte de noapte, cum aveați năravul. Vă știți să-mi amintesc la timpul și la locul cuvenit de tot ce am aflat acum. Dar să revenim la chestiune și să-mi mărturisești ce ai spus tatălui meu. Tatălui dumneavoastră? Nicule, tatălui meu. Deci nu l-am văzut de când s-a întors. Sigur. Îl vă ruga să vă spună chiar el. Bună ziua, domnule Leandru. Îmi pare rău, dar trebuie să vă aduc o veste neplăcută pentru dragostea dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Și cine ești dumneata? Ce? Eu sunt un oarecare Carl. Cât privește vestea, iată despre ce este vorba. Ghicitorii ambulanți care au crescut-o pe zervineta dumneavoastră sunt pe cale de a părăsi orașul și nici vorbă o vor lua și pe ea. Cum? Chiar dânsa în persoană, cu lacrimi în ochi, m-a trimis în mare grabă să vă înștiințez. Și asta nu e totul. Dacă în 2 ore nu aveți de gând să dați o sumă de bani ca să o răscumpărați, o pierdeți pentru totdeauna. În 2 ore? Da, chiar în 2 ore. Și e vorba de 500 de scuzi. Acum mă duc să spun că v-am vestit. Bietul meu scape. Te implor, ajută-mă. Bietul meu scapat, da. Acum că aveți nevoie de mine, sunt bietul meu scapat. Te iert pentru tot ce mi-ai spus și mai mult încă pentru tot ce mi-ai făcut. Nu-mi iertați nimic, băgați sabia mine, aș fi încântat să mă ucideți. Nu, te conjur, dă-ți mai bine viața slujind iubirii mele, scapă. Scapă, trebuie să faci ceva pentru Leandru. După ce m-a ocărât în halul ăsta? Te conjur să uiți zbunirea mea și să-mi pui la îndemână dibăcia ta. Uite, mă alătur rugăminților lui. Mai port încă în suflet jignirea ce mi-a fost adusă. Ei, lasă supărarea, scapă. Vrea să mă părăsesc, scapă. În impasul cumplit în care se află iubirea mea. Să-mi aduceți din senin o asemenea jignire. Greșit, te recunosc. Să mă faceți nerușinat, mișel, nemernic, ticălos. Că este toată inima. Să vreți să băgați sabia în mine. Își cer din suflet iertare. Și dacă vrei să mă arunc la picioarele tale, uite, o fac și pe asta, scapă. Ca să te implor din nou să nu mă părăsesc, scapă. Prelegea mea, scapă, nu te mai poți împotrivi. Aha. Ridicați-vă, domnule Andre, și altă dată să mai fiți așa pornit. Îmi făgăduiesc ca pe aia să faci ceva pentru mine? Să mă gândesc. Dar știi că vremea nu așteaptă, iar de la tata nu pot nădăjdui nimic. Nici o grijă. Ce sumă spunea că vor pentru răscumpărare? 500 de scuzi. Da, da, 500 de scuzi. Dar și dumneavoastră, domnule Octav, aveați nevoie de o sumă de bani. Da, da, de 200 de pistoli. Nici mie tata, aflând că m-am însurat fără știrea lui, nu mi-i va da niciodată. Iar eu vreau să scot banii ăștia tocmai de la părinții dumneavoastră. Pentru tatăl dumneavoastră, domnule Octav, am găsit eu o cursă. Iar pentru al dumneavoastră, tânărul meu stăpân, cu toate că e o zgârie brânză ce nu s-a mai văzut, îmi trebuie mai puține tertipuri, fiindcă știți că, slavă Domnului, nu prea-l dă deșteptăcire afară din casă. Nu mă fie cu supărare, nici gând să semănați cu el. Și apoi gurile rele spun că nu vă este tata decât de ochii lumii. Bagă de seamă, scapă. Bine, bine, domnule Leandră, nu puneți la inimă, ce dracu. Dar îl zăresc venind pe tatăl lui Octav. Dacă o să zici, să începem cu el. Plecați amândoi și înștiințați-l pe Silvestru să vină repede să joace rolul. Da, da, da. Domnule Argant, sluga dumneavoastră. Bună ziua, scapă. Păreți tulburat? Vă gândiți desigur la isprava fiului dumneavoastră, nu? Îți mărturisesc că sunt cumplit de îndurerat. Domnule, viața e plină de necazuri. E bine să fii totdeauna pregătit.
Am auzit, e mult de atunci, o vorbă din bătrâni de care mi-amintesc ori de câte ori e nevoie. Ce vorbă? Dacă un părinte pleacă de acasă, trebuie să se gândească la toate necazurile care ar putea aștepta la înapoiere. Să-și închipie casa arsă, banii furați, nevasta moartă, fiul schilodit, fiica ademenită. Și pentru câte nu i s-au întâmplat, să mulțumească norocului. În ce mă privește, totdeauna am urmat învățătura asta. Și ori de câte ori m-am întors acasă, am fost pregătit să țin piept furiei stăpânilor, dojenilor, jignirilor, loviturilor de picior în spate, ciomegilor, bicilor. Iar pentru ce nu mi s-a întâmplat, am mulțumit ursitei mele binevoitoare. Așa, căsătoria asta nerușinată care stă stabilă în calea acelea pe care o plănuisem, este o treabă pe care nu o pot îngădui. Tocmai de aceea am consultat niște avocați și ca să o desfacem. Zău, domnule, dacă vreți să mă ascultați, încercați să puneți capăt neînțelegerii pe altă cale. Știți ce înseamnă procesele în țara asta? Ai dreptate, știu. Dar ce altă cale? Cred că am găsit. Mila pe care am simțit-o adineaori pentru durerea dumneavoastră mi-a dat ghes să mă gândesc la un mijloc ca să vă pot scoate din încurcătură. Dintotdeauna am avut eu pentru dumneavoastră o simpatie deosebită. Sunt îndatorat. M-am dus așadar să-l caut pe fratele fetei ăstea pe care a luat-o de nevastă. Pe unul de acei indivizi gata oricând să se ia la harță, care nu vorbesc decât de snopit în bătaie și cărora le e tot atât de ușor să omoare un om pe cât le e să bea un pahar cu vin. Am adus vorba despre căsătoria asta. I-am arătat cât de simplu ar fi să o desfacem pe temeiul silniciei. I-am amintit prerogativele dumneavoastră de tată și de sprijinul pe care vi l-ar da la judecată și drepturile dumneavoastră și averea și prietenii. În sfârșit, așa ți l-am învârtit că încuvințează desfacerea căsătoriei dacă îi dați bani. Și cât a cerut? La început avea pretenții care depășesc orice limită. Spune că... Vorbea de numai puțin de 5 sau 600 de pistole. 5 sau 600 de boleșnice să-l lovească? Nu-și bate joc de oameni? Așa i-am spus și eu. Am respins cu tărie asemenea propunere. În fine, după multă tocmeală, iată la ce rezultat am ajuns. E vremea, mi-a spus el, să mă duc la armată. Sunt silit să-mi fac rost de cele trebuincioase la oaste și nevoia de bani mă obligă să primesc vrând nevrând ceea ce mi se propune. Îmi trebuie un cal și nu pot găsi o mărțoagă care să arate cât de cât a cal cu mai puțin de 60 de pistoli. Bine, dacă e vorba de 60 de pistoli, îi dau. Îmi trebuie armura și pistoalele și astea mai fac încă 20 de pistoli. 20 de pistoli cu 60, ar fi 80. Tocmai. Mult. A fi, îi dau. Mai îmi trebuie și un cal să-l călărească valetul meu, care costă și el 30 de pistoli. Așa? E, atunci să ducă la plimbare, nu-i dau nimic. Doamne, vezi ca valetul să meargă pe jos. Să meargă cum îi place, stăpânsul la fel. Doamne, nu vă încăpățânați pentru atâta lucru. Dați-l cât mai să scăpați din ghearele justiției. Bine, fie. O să-i dau și acești 30 de pistoli. Mai îmi trebuie, a zis el, un catâr. E, să se ducă dracului cu catârul lui. Asta e prea din care afară. Mergem la judecată. Vă rog, domnule. Nu dau nimic. Dar un catâr, mititer, un nu-i dau nici măcar un măgar. Aveți în vedere. Nu, mai bine mă judec. Mă judec. Vorbiți, în ce vreți să vă băgați. Aruncați o privire la tertipurile justiției. O să vedeți câte apeluri și câte proceduri împovărătoare vă așteaptă. Câte jivine prin ghearele cărora trebuie să treceți. Sergenți, procurori, avocați, grefieri, substituți, raportori, judecători și ajutorilor. Din toți ăștia, nu-i unul care pentru cel mai mic fleac să nu fie gata să dea o palmă celui mai sfânt principiu de drept din lume. Un sergent va ticului un fals ordin de urmărire pe baza căruia veți fi condamnat fără să aveți habar. Procurorul se va înțelege cu pârâtul și vă va vinde pe bani gheață. Avocatul dumneavoastră, momit prin aceleași mijloace, va lipsi în ziua procesului sau va bate câmpii. Ajutorul raportorului va sustrage acte importante din dosar, până și raportorul nu va spune ce știe. Și chiar dacă v-ați ferit cu cea mai mare dibăcie de toate astea, nu mică vă va fi mirarea văzând că judecătorii au fost asmuțiți împotriva dumneavoastră, fie de fețe prea cucernice, fie de cine știe ce femei cu care au legături. Ascultați-mă pe mine, domnule, salvați-vă din iadul ăsta. Numai gândul unui proces m-ar face să fug peste mări și țări. Și cam la cât socotești catăraciu? Domnule, pentru catâr, pentru carul lui și a servitorului, pentru armură și pistoale și pentru o mică sumă pe care o datorează gazdelui, cere cu totul 200 de pistoli. Da? Atunci ne judecăm. Dacă să vă judecați, veți cheltui bani, nu glumă. O să vă trebuiască pentru cercetări, pentru procură, pentru citații, pentru consiliile juridice, pentru producerea de acte, pentru cercetările procurorului, pentru consultațiile și pledoariile avocaților, pentru dreptul de a vă retrage plângerea și pentru copii de tradusare. O să vă trebuiască pentru referatele judecătorilor pe care va fi nevoie să-i mituiți ca să ajungă la concluzii favorabile dumneavoastră. Apoi pentru tocmirea procesului verbal de ședință, pentru copiile de pe sentință, parafe, înregistrări și notificarea portăreilor, fără să mai vorbim de alte daruri pe care va trebui să le faceți. Dați-i omului ăstuia banii și a scăpat de tot buclucul. Cum? 200 de pistoli? Da, și mai rămâne și cu un câștig. A făcut o mică socoteală. Dând individului 200 de pistoli, economisiți pe puțin 150. Bașca grijile, demersurile și necazurile de care vă scutiți. Nu dau 200 de pistoli în ruptul capului. Iată omul despre care vă vorbeam. Da. Hai, Silvestru, joacă trolul bine. Scapă!
Da? Ia arată-mi și mie pe Argant, tatăl lui Octav. Pentru ce, domnule? Am aflat că vrea să mă dea în judecată și să desfacă pe calea justiției căsătoria surorii mele. Nu știu dacă s-a gândit la asta, dar nu vrea să dea cei 200 de pistoli pe care îi cer. Zice că e prea mult. Moarte! Moarte! Sânge! Sânge! Răzbunare! Dacă îl găsesc, îl fac zob, chiar de-aș fi jupui de viu. Ce spune? Domnule, află de la mine că tatăl Octav e curajos, ca să nu se sperie de dumneata. El sânge, moarte. Dacă ar fi aici, aș înfinge sabia drept în burtă. Nu e aici. Asta cine e? Nu e el, domnule, nu e el. Nu e cumva unul din prietenii lui? Nu sunt eu. Nu, domnule, dimpotrivă, e dușmanul lui de moarte. Regea mea, asta îmi place. Sunteți, domnule, dușmanul acestei secături de Argant? Da. Aud? Da. Atunci, bizuiți-mă pe mine! Încă înainte de sfârșitul zilei, vă voi descotorosi de această secătură de Argant, pe cinstea mea! Domnule, cu siguranță că domnul Argant va ști să se apere. Are rude, prieteni și servitori, care vor apăra ca un zid protector împotriva furiei dumitale. Asta și vreau! Prelegea mea, asta și vreau! Răzbunare! Moarte! De ce nu-l găsesc eu acum cu toți apărătorii lui la un loc? De ce nu-mi ies înainte în mijlocul a 30 oameni? De ce nu-l văd năpustindu-se asupra mea cu armele în mână? Aha! Cum așa, nemernicilor, cutezați să mă atacați? Haide! Haide, potaie, de! De, lască de satul eu! Înainte, doi! Doi nemernicilor! Canalii! Asta vreți? O să vă arăt eu vouă! O să vă piară pofta! Hai, ticăloșilor! Domnule, nu l-au vică, încă n-am ajuns la încăierare! Nu-i nimic, să vă fie învățătură de minte! Canalii! Bestii! Vă tai în bucăți, canale! Bestii! A mers bine? Bravo, Silvestre, minunat! Așa! Canale! Bestii! Bine că a plecat. Ați văzut, domnule, câte cadavre pentru 200 de pistoli. Nu mai rămâne decât să vă doresc noroc. Scapa. Mă rog. Sunt hotărât să dau cei 200 de pistoli. Pentru că țin la dumneavoastră, sunt încântat, domnule. Hai să-l căutăm. Am banii la mine. Dați-mi mie, mă tem ca francile sunteți să nu-i treacă prin gând să vă ceară mai mult. Adevărat, da. Mi-ar fi plăcut să văd cui dau banii. Aveți încredere în mine? Ba da, da. Bine, dragi domnule, ori sunt eu o șmecă sau un om cinstit, una din două. Dacă sunt bănuit, nu mă mai amestec și n-aveți decât să căutați chiar acum pe altul care să vă scoate din încurcătură. Nu, domnule, nu mi-i credințați banii dumneavoastră. Ia-i odată. Nu vă spun să nu aveți încredere în mine. Mai știi, poate vreau să pun mâna pe goroganii dumneavoastră. Ia-i spun și nu mai îmi faceți te rog degeaba. Dai grijă să luați toate măsurile. Lăsați-i bine, n-are el de-a face cu un prost. Te aștept acasă. Voi veni, fiți sigur. Gata cu unul, nu mai rămâne decât să-l caut pe celălalt. Prelegea mea, iată-l. Ar zice că cerul îi face să-mi cadă în plasă unul după altul. Să mă prefac că nu l-am observat. Ce nenorocire, neprevăzut! Ah, tată nefericit! Bietul meu, Geront, ce ai să te faci? Ma, ce spune despre mine cu mutra asta plouată? Unde te-aș putea găsi? Ești orb de nu mă mai vezi. Ah, domnule, n-a fost chip să vă găsesc. Dar stau în fața ta, ce s-a întâmplat? Domnule! Ce? Domnule, fiul dumneavoastră... Ce-i cu fiul meu? S-a bătut asupra lui o groaznică nenorocire. Ce nenorocire? Mâine adineori l-am găsit adânc turburat în legătură cu ceea ce i-ați spus dumneavoastră. Căutând să-l abat de la această tristețe, l-am dus să ne plimbăm în port. Acolo, printre multe alte lucruri, ochii mi s-au oprit asupra unei corăbii turcești destul de arătoase. Un tânăr turc cu o împărtișare plăcută mi-a poftit înăuntru cu brațele deschise. Am intrat... Am mâncat cele mai bune fructe din câte există și am băut un vin pe care l-am găsit cel mai gustos din lume. Și ce găsești trist în asta? Aveți răbdare. În timp ce mâncam, turcul a scos corabia în larg și văzând că ne-am depărtat de țărm, m-a aruncat într-o luntre și m-a trimis să vă spun că dacă nu-i dați grabnic prin mine 500 de scuzi,
îl duce pe fiul dumneavoastră într-o insulă pustie. Mai ăla naiba 500 de scuți. Da, domnule, și pe deasupra nu mă păsuiește decât 2 ore. Mă, bestia de turc, să-mi dea o lovitură ca asta. Trebuie să hotărâți fără zăpavă cum să salvăm din lanțuri un fiu pe care îl iubiți atâta. Mă, ce dracu căuta pe corabie? Nu putea să prevadă ce o să se întâmple. Du-te, Scapen, du-te repede și spune turcului... Da? Că-l dau în judecată. Judecată în largul mării, vă bate joc de mine, nu? Bă, ce n-ai bă căutat pe corabie? Ceasul rău împinge uneori pe oameni. Fuscape, spune-i turcului să-mi-l trimite pe fiul meu înapoi și rămâi tu acolo în locul lui până ce strâng suma pe care mi-o cere. O clipă, domnule, v-ați gândit bine la ce spuneți? Crezi că turcul ăsta e atât de neghiob încât să primească un pârlit ca mine în locul fiului dumneavoastră? Ce n-ai bă căutat pe corabie? Nu bănuia nenorocirea ce-l așteaptă. Gândiți-vă bine, domnule, turcul nu ne-a dat răgaz decât 2 ore. Și zici că cere 500 de scuze. 500 de scuze. Turcul ăsta n-are pic de conștiință. Are dreptate, n-are. Barem știe ce înseamnă 500 de scuze. Da, domnule, știe că sunt 1500 de livre. Dar ce mai bagă o tape cu arabie? Așa e, dar cum să bănuiască ce avea să se întâmple? Vă rog, domnule, grăbiți-vă, domnule. Haide, ia cheia dulapului meu. Așa, bine. Îl deschizi, da. Și vezi la stânga. Așa. O cheie mare, cheia de la pod. Da, domnule gerant. Te duci și iei toate vechiturile care sunt în coșul mare și le vinzi la haine vechi ca să-mi răscumperi băiatul. Poftim, cheia înapoi, domnule. Ce-i cu dumneavoastră? Visați cu ochii deschiși? Nu scot nicio sută de franci din vechiturile alea. Ce n-ai bă căuta pe corabie? Lăsați-o în plata, domnule, de corabie și gândiți-vă că vremea nu așteaptă și că s-ar putea să vă pierdeți fiul. Vai, pietul meu stăpân! Cine știe dacă te mai văd vreodată? Și acum, când eu stau și mă tot tocmesc, dumneata ești dus ca sclav, cine știe unde. Dar cerul mie martor că am făcut tot ce am putut pentru dumneata. Și că dacă nu ești răscumpărat, devine numai lipsa de înțelegere a tatălui dumitare. Stai, Scapa. Mă duc să caut. Grăbiți-vă, domnule, tare mă tem că a trecut vremea. Cât ai spus? 400 de scuze? Nu, 5. 500 de scuze? Da. Ce n-ai bagă o dată cu oramie? Aveți perfectă dreptate, dar grăbiți-vă. Nu putea să se plimbe și în altă parte. Adevărat, dar grăbiți-vă. O blestemată cu oramie. Cine? Cine bani? Uitați-mi că tocmai am primit suma asta în aur, dar zău nu credeam că îmi va fi bat așa de curând. Uite. Uite bani, du-te de-mi răscumpără băiatul. Da, domnule. Și spune-i turcului ăluia că e un ticălos. Firește, am să-i spun. Dar ce faceți, nu-mi dați punga? Un nemernic turcul ăla. Nu-i așa că e un nemernic? Da, sigur, nemernic, da, dați-mi punga. Un om fără conștiință, un hoț. Da, punga. Să scoate el de la mine, în pofida oricărui drept, 500 de scuze. Sigur, punga. Să știi, Scapa. Da. Să știi că nu-i dau nici pentru totdeauna. Și nici de tot. Foarte bine, dar dați-mi o dată punga. Iar dacă îmi cad o dată în mână, știu eu să mă rezolv. Da, nici vorbă, da. Du-te repede și adu-mi băi. Domnule, vă bateți joc de mine? Îmi bat joc? Unde sunt banii? Nu ți-am, da? Nu prea, i-ați spus din nou în buzunar. Durerea mea neacă minte. Văd și eu. Scapă-mi, ține banii. Așa? Așa, mă căuta pe corabie. Corabie blestemată. Ah, du-te învârtindu-te. Dacă bine n-ai terminat încă, ai să-mi plătești cu vârf și îndesat minciunea că l-aș fi trădat pe leam. Iată și pe cei doi domnișori, Leandru și Octav. Scapen, ce se aude? Ai reușit să faci ceva pentru mine? Ai făcut ceva spre am salvat iubirea din impas? Iată, domnule Octav, cei 200 de pistoli pe care i-am luat de la tatăl dumneavoastră. Cât mă bucur, îți mulțumesc, Scapen. Pentru dumneavoastră, domnule Leandru, n-am putut face nimic. Atunci nu mai rămâne decât să mor. Nu mai am de ce trăi dacă zerbim. Stați, binișor, de ce vă pripiți așa? Ce ai vrea să fac? Am și barii dumneavoastră. Dacă îmi redai viața, Scapen. Dar numai dacă mi-ai îngăduit și mie o mică răzbunare împotriva tatălui dumneavoastră pentru necazul ce mi-a făcut. Tot ce vrei, Scapen. Mi-a păgăduit față de martor? Da. Poftim, iată cei 500 de scuze. Atunci să mergem să o răscumpărăm pe aceea care mi-e atât de dragă. Între timp, Zerbinet și Hyacinth au legat o strânsă prietenie. Era și firesc. Soarta lor era doar atât de asemănătoare.
De altfel, acest lucru îl doreau și cei doi îndrăgostiți, Leandru și Octav, ca iubitele lor să fie bune prietene. Dar și pentru aceasta a fost nevoie de sluga dumneavoastră, Scapin, și de prietenul Silvestru. Da, iubiții voștri au hotărât între ei să fiți împreună. Îndeplinim porunca ce ne-au dat. O astfel de poruncă e cât se poate de plăcută. Accept cu bucurie o prietenă ca zărbină. Nici eu nu dau înapoi când mi se iese în cale cu prietenie. Dar când vi se iese cu dragoste, cu dragoste e altceva. Primejdea e ceva mai mare și nu sunt chiar atât de îndrăzneață. Cred că acum sunteți, dar față de stăpânul meu. Sunt veselă din fire și râd oricând. Dar chiar râzând sunt serioasă în privința anumitor lucruri. Stăpânul tău se înșală crezând că ajunge să mă fie ajutat răscumpărându-mă pentru ca să devină al lui. Trebuie să mai cheltuiască și altceva, nu numai bani. Pentru ca să răspund iubirii lui așa cum vrea, îmi trebuie o dovadă a credinței sale, o dovadă dichisită cu anumite ceremonii foarte necesare. Și el năzăiește la dumneavoastră cu gânduri bune și cinstite. Nu sunt eu omul care să mă amestec în treaba asta dacă ar gândi altfel. Vreau să cred că așa e de vreme ce mi-o spui. Dar prevăd piedici din partea tatălui lui. Le venim noi de hac. Soarta noastră asemănătoare, Zerbinet, trebuie să întărească și mai mult prietenia dintre noi. Dumneata știi cel puțin cine te-a dus pe lume. Iar sprijinul părinților pe care îi poți prezenta e în măsură să descurce totul. Dar eu ce sunt? O biată orfană, culeasă de pe drumuri de niște ghicitori ambulanți. Și sunt atât de săracă încât nu voi putea îmblânzi voința unui tată la condezeste. În schimb, dumneata, ai norocul că cel pe care îl iubești nu este ademenit cu o altă căsătorie. Nu de schimbarea din sufletul iubitului trebuie să ne temem. Cel mai primejdios lucru în asemenea treburi este autoritatea tatălui. De ce să se pună o preliș simțirilor curate? Cât de bine e să iubești când nu întâlnești piedici în calea acestor plăcute lanțuri cu care două inimi se leagă împreună. Glumiți! Liniștea în iubire este neplăcută. O fericire netedă devine plicticoasă. În viață trebuie suișuri și coborâșuri, iar greutățile care se ivesc atâță simțuri le sporesc plăcerea. Haide, Scapă, spune-ne povestea aceea atât de nostimă despre viclenile prin care izbuti să storci bani de la bătrânul cel mai tașă. Silvestre, vă va spune la fel de bine ca și mine. Am în cap o mică răzbunare a cărei plăcere o voi gusta curând. De ce ne sili de nimeni să cauți necazul cu lumânarea? Îmi place să mă avânt în acțiuni îndrăznețe. Ți-am mai spus o dată, Scapă, și dacă ai vrea să mă asculți pe mine, mai bine ai lăsat baltă planul tău. Da, dar mă ascult pe mine. Adevărat, e stăpân pe spinarea ta și poți să faci ce-ți place cu ea. Primește că asta nu m-a oprit niciodată și urăsc fiile bicisnice care, gândindu-se prea mult la urmări, nu îndrăznesc să înceapă nimic. Vom avea nevoie de ajutorul tău, Scapă. Da, Scapă. Dumneavoastră, duceți-vă, domnișoară Zerbinet. Du-te și tu, Silvestru, vin și eu îndată. Da. Atunci să mergem, Zerbinet. Ei, Scapă, ce s-aude cu fiul meu? Fiul dumneavoastră, domnule, se află în siguranță. Pe dumneavoastră însă vă paște acum cea mai mare primejde din lume. Ce vrei să spui? În clipa când vă vorbesc, sunteți căutat ca să fiți ucis. Eu? De cine? De fratele fetei pe care Octav a luat-o pe soție. Zice că planul pe care l-a sticluit de a pune pe fiica dumneavoastră în locul pe care îl deține acum sora lui va duce fără îndoială și poate la desfacerea acestei căsătorii. Și cu gândul asta a hotărât sușitare să-și descarce mânia asupra dumneavoastră și să vă ucidă pentru a-și răzbuna onoarea. Cum așa? Prietenul lui, spadasin, ca și el, vă caută pretutindeni și vor să știe unde vă aflați. Am văzut chiar pe aici, pe acolo, soldați din compania lui care îi scodesc pe cei întâlniți și supraveghează toate drumurile ce duc la locuința dumneavoastră. Așa că nu vă mai puteți întoarce acasă, nu mai puteți face niciun pas, nici la dreapta, nici la stânga, fără să credeți mâinile lor! Vai de mine, cum să scap, bunul meu, scapă. Nu știu, domnule, dar tremur pentru dumneavoastră din creștere până în tălpi și... Stați! Stați să văd dacă nu-i cineva pe aici. Nu-i nimeni. N-ai putea găsi vreun mijloc să mă scoți din încurcătură? Am eu ceva în cap, dar sunt în primejdie să fiu cotonocit, domnule. Nu-i nimic, Scapă. Haide, arată-te servitor credincios. Nu mă părăsi, te rog. Fie, am pentru dumneavoastră o dragoste și o grijă care nu-mi îngărie să vă las fără ajutor. Crede-mă, vei fi răsplătit. Îți făgăduiesc costumul ăsta după ce s-o mai învechi puțin. Da. Stați o clipă, mi-a venit o idee ca să vă scap. Trebuie să vă băgați în sacul ăsta. Vine cineva. Nu-i nimeni. Trebuie, zic, să intrați în sac, luând înainte să nu vă mișcați. Vă voi ridica în spinare ca pe un balot și voi căra așa până acasă pe sub nasul dușmanilor. Odată ajuns ne vom putea baricada și vom trimite după ajutoare. Ideea e bună. Cea mai bună din lume. O să vedeți. Dar când plătești tu minciună. Ce ai zis? Am zis că tragem noi clapa dușmanilor. Băgați-vă în sac. Așa. Până în fund.
Și mai ales luați aminte să nu scoateți capul afară, să nu vă mișcați orice s-ar întâmpla. Nici o grijă, știu eu ce am de făcut. Nici o vorbă, iată un spărasin care vă caută. Așa, jupâne, ai să mi-o plătești. În schimb, glasul de tăi să-l mai cunoști. N-am eu norocul să ucidem pe Jeron de asta? Și nu e nimeni ca să spui la mine unde e? Hei, auzi, domnul Cusacu, dai la tine un banaur și tu spui unde poate fi Geronte. Îl căutați pe domnul Geronte? Da, caut la el. Vreo-i drăcia, fac el moare în bataie cu ciomagul. Ah, domnule, bataia cu ciomagul nu se dă unor persoane ca el. Nu e el din aia cu care se poartă lumea așa? Ce? Prost asta de Geronte! Ticălos asta! Golar asta! Nobilul Geronte, domnule, nu este nici prost, nici ticălos, nici golar. Tu! Tu prieten este cu Geronte asta? Da, domnule, sunt. Ah, drace! Este prieten cu el? Foarte bine! Atunci capezi tu ciomege în loc de el! Na! 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 Degeaba pui sac înainte! Eu mor la tine! Uite, jupân Geronte, că bătaie prinde bine! Ah, destul, domnule, nu mai pot! Ah, 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 bine că am plecat! Auzi, scapam! Nu mai pot să-mi puțin din suc. Abia mă mai miște. Mai, domnule, m-a făcut zob. Mă dor umerii de nu mai pot. Ce umerii tăi? Te trai mâna lovit în drum. Nu, domnule, spinarea mea a dat cu demiluită. Dar eu mi-ai pus sacul la ei. Băgați-vă la loc în sac. A venit încă unul cu o mutră de străin. Hai! Eu mai răgam cu mine, păi nu, găsim ziua tot diavolul ăsta de Geronte! Ia spune-o nimic, un om, rog la dumneata, dumneata nu știu unde e Geronte asta care eu căutam? Nu, domnule, nu știu unde e Geronte. Nu vreau la el mare lucru, vreau solamente să dau pe spinarea lui o duzină ciomege și trei patru înțipături mici de sabia. Dar ce e asta? Dar mie se pare că văd mișcând ceva în sac asta. Ce este mănântru? Ah, nu vrei să arăți? Atunci primește-i ciomege, na, na, na! Încă porți și până Geronte, ma, cum mă doare, a, m-a omorât, m-a omorât. Oh, bine că a plecat și asta. Pot ieși din sac? Sunt zdrobit. Și eu să mor, doamnele. De ce naiba trebuia să dea tocmai în spinarea mea? Eu am fost cel lovit. Bătea, se apropie o jumătate de duzine de soldați. Repede la loc în sac. Nu-i timp de pierdut. Bine, intru, intru. Dar aceasta însă jupân Geronte a avut mai mult noroc. Tocmai mă pregăteam să ciomăgesc, dar a scos capul afară din sac și nevăzând niciun soldat, a înțeles că eu îl altoisim. Atunci ce să fac? Am luat-o repede la picior, consolându-mă că oricum două porți de ciomege tot a înghițit. Iar jupân Geronte a început să strige după mine. Aaaa, nemernicule, ticălosule, canal! Noi nimic nu știm aici și nu știu de ce te crizești așa. Cum? Ce vrei să spuneți, domnule? Vreau să spun... vreau să spun că nu trebuie să-ți bag joc de mine. Dar râsul meu nu are nicio legătură cu dumneavoastră. Râd singură de o poveste pe care tocmai am auzit-o. Poate pentru că mă privește și pe mine, nu știu, dar niciodată n-am găsit ceva mai nostim ca șotia pe care un fiu i-a făcut-o tatălui său pentru a scoate bani de la el. Un fiu tatălui ca să-i scoată bani? Da. Te rog, spune-mi și mie istoria asta. Cu dragă inimă. Soarta a vrut să trăiesc de mic în mijlocul unei cete de oameni care, pribegind dintr-un loc într-altul, își fac de lucru cu ghicitul și uneori cu multe altele. Sosind în acest oraș, un tânăr măzări și se îndrăgosti de mine. A idoma tuturor tinerilor credea că e de ajuns să mă amețească cu suspine și cuvinte frumoase pentru a obține tot ce vrea. Dar s-a înșelat.
A vorbit așadar cu oamenii care mă adăposteau despre dragostea sa, iar aceștia s-au arătat dispus să mă dea după el în schimbul unei sume de bani. Din păcate însă iubitul meu are un tată care, deși bogat, este un avar înrăit, cel mai uricios om din lume. Cred că aș putea să-mi aminteze numele lui. Haide, ajutați-mă. Nu puteți spune numele unea din orașul ăsta cunoscut drept cel mai vestit avar? Nu. Numele lui este un Ront, Ront. A, nu, Geront, da, chiar așa este, Geront. De calicul ăsta e vorba. Dar să ne întoarcem la povestea noastră. Oamenii care m-au crescut au vrut să plece chiar astăzi din oraș. Și fără îndoială iubitul meu m-a fi pierdut pentru totdeauna dacă n-ar fi găsit ajutor în dibăcia unui servitor de-a lui. Ah, cât privește numele servitorului pe ăsta, îl știu, îl cheamă Scapin. E un om fără pereche și merită toate laudele. Canalia. Iată tertipul de care s-a servit ca să-i tragă bătrânului clapa. Se duce la javra aia de zgârcit. Și spune că plimbându-se în port, în port cu fiul lui. A văzut o corabie turcească unde au fost poftiți să intre, că un tânăr turc le-a oferit o masă. Și că în timp ce mâncau, corabia a pornit în larg și că turcul a trimis pe el singur la mal într-o lunte cu porunca să-i spună tatălui stăpânului său că dacă nu-i trimite îndată 500 de scuze, îl duce pe fiul undeva departe. Și iată-l pe zgârcitul, pe uriciosul ăla înspăimântat la culme. Nu se poate hotărâ să smulgă banii de la inimă și suferința-i dă ghie să găsească 100 de mijloace ridicole pentru a-și legăpăta fiul. La toate acestea, valetul lasă să înțeleagă neobrăzarea acestor propuneri și fiecare răspuns este însoțit de un dureros: ce naibă căuta pe corabia aia? Ah, corabie blestemată, turc de necioi! Oh, în sfârșit, în sfârșit, după ce a căutat tot soiul de ieșiri, după ce a gemut și a oftat îndelung, îmi pare mi se că nu râdeți de povestea mea. Ce ziceți? Zic că tânărul ăla e un nemernic, un nerușinat, și că va fi pedepsit de tatăl său pentru farsa pe care i-a jucat-o. Că fata aia adunată de pe drumuri este o flușturatecă, o neobrăzată când insultă un om cu vază, și o va învăța el minte să mai vină pe aici și să desfrâneze copiii de neam. Și că valetul e o canarie care până nu se crapă de ziua va fi trimis la spânzură. Stați, domnule! Știi cu cine ai vorbit? Chiar cu tatăl iubitului dumitale, Leandre. Văd și eu, fără să-mi dau seama, tocmai lui i-am povestit întâmplarea cu păcăleala lui Scapin. Ah, aveai chef de vorbă. Înseamnă că ai limba cam lungă dacă nu poți ascunde propriile tale taine. N-ar fi aflat de la altcineva? Ei, Silvestre! Intră în casă, mă cheamă stăpânul, domnul Argan. Intră în casă. Va să zic că v-ați înțeles, repedeilor. V-ați înțeles cu Scapin, tu și fiul meu, ca să mă treceți pe soare. No, și credeți voi că o să rabie una ca asta? Prelegea mea, domnule, dacă Scapin vă înșală, eu mă spăl pe mâini și vă dau cuvântul că n-am niciun amestec. Las că vedea noi. Nemernicul crede că o să-i meargă. Nu mă las eu dus așa cu una, cu două. Domnule Argan, sunt zdrobit de durere. Și eu sunt într-o cumplită de snădejde, domnule Geront. Canalia de Scapin, printr-o șmecherie, mi-a luat 500 de scuze. Aceeași canalie de Scapin, tot printr-o șmecherie, mi-a luat 200 de pistoli. Dar las că mi-o plătește el. Și asta nu-i totul, domnule Argant. O nenorocire nu vine niciodată singură. Mă bucuram astăzi cu nădejdea că o să o recapăt pe fica mea, singura mea mângâiere. Și tocmai am aflat de la omul meu că a părăsit de mult Tarentul și crede că a pierit odată cu vasul pe care s-a îmbarcat. Dar de ce rogu v-ați lăsat-o la Tarent și nu v-ați îngăduit fericirea de a avea lângă dumneavoastră? M-am avut motivele mele. Interese de familie m-au silit până acum să tăinuiesc cea de-a doua căsătorie. Dar ce văd? Uite pe doi cafetiții mele.
domnule Pandolf, oh, no, ce spune-mi, Geront, și nu te mai folosi de numele ăsta. Pricina care m-a obligat să-l port la Tarent a dispărut. Da? Da, unde-i fica mea? Unde-i maică sa? Am să vă povestesc tot. Corabia care ne-a purtat spre Napoli s-a scufundat, iar noi abia am reușit să scăpăm cu viață. Am ajuns aici și, negăsindu-vă din cauza numelui schimbat, am rătăcit mult până ce am dat de un adăpost. Ne zbăteam în mari nevoi. Mama Iansintei s-a prăpădit sărmana. Un tânăr de rang, văzând-o pe Iansinta, s-a îndrăgostit de ea și a cerut-o de soție. Vă cer iertare, domnule, dar eu am îndemnat-o să primească. Iar acum, fica dumneavoastră este măritată. Fica mea măritată? Da, domnule, cu un tânăr pe nume Octav, fiul unui oarecare domn Argan. Mâncerule! Ce poveste! Du-ne repede la ea, unde e? Unde e? Spune-o dată! Decât să intrați în această casă. Cum? Chiar așa de aproape? Hai, Merin, hai, treci înainte, urmați-mă, urmați-mă, domnule Argant, să mergem la fica mea. Iată o poveste cu totul și cu totul năstrușnică. Ei, Silvestre, spune-mi, ce fac oamenii noștri? Aha, am două vești să-ți dau. Prima, că povestea cu Octav s-a încheiat. A ieșit că Iasint este fiica domnului Geront și întâmplarea a împlinit de la sine ceea ce părinții plănuiseră dinainte. Cealaltă poveste este că cei doi bătrâni amenință să te pedepsească îngrozitor și mai cu seamnă domnul Geront. Nu e nimic. Amenințările nu mi-au făcut niciodată rău. Sunt nori care se destramă repede deasupra capetelor noastre. Bagă de seamă, s-ar putea ca fiii să se împace cu tații și să o pățesc? Las pe mine, găsesc eu mijlocul să-i potolesc și... Da, hai, du-te, scapăm. Uite-i, uite-i, fă-te nevăzut, uite că tocmai ești. Am șters-o. Haide, haide, fata mea, vino. Vino la mine. Bucuria mea ar fi fost de plină dacă aș fi putut-o vedea și pe maică ta cu tine. Biata mamă s-a prăpădit. Știu, știu, mi-a povestit Nerin totul și am mai aflat că te-ai și măritat. Tată, să nu fii supărat, Octav... Iată-ți că vine. Vino, fiul meu, vino să te veselești cu noi pentru fericitul deznodământ al căsătoriei tale. Nu, tată, toate propunerile dumitale de căsătorie n-au niciun rost. Trebuie să scot masca în fața dumitale. Ți s-a vorbit despre legământul ce l-am făcut. Da. Dar nu știi că... Știu tot ce trebuie să știu. Vreau să spun că fica domnului Geront... Fica domnului Geront nu va fi niciodată nimic pentru mine. Ba va fi... Nu, domnule, vă cer iertare, dar sunt hotărât. Ascultați, nimic, domnule, nimic, ascultav. Nu ascult nimic, Silvestru. Soția ta... Nu, tată, îți spun, nu! Mai bine aș muri decât să o părăsesc pe iubita mea, Iasint. Priviți-o, e minunată. Vă voi iubi toată viața și altă soție nu vreau. Foarte bine. Atunci ce-o dă? Octav, mi-am regăsit tatăl. Domnul Geront e tatăl meu. Domnul Geront? Da, s-a terminat cu necazurile noastre. Iubitule, vom fi fericiți. Haideți acasă la mine. Vom sta de vorbă mai în largul nostru. Ah, tată, acum că te-am regăsit, te rog din suflet să nu mă despart de fata asta drăgălașă pe care o vezi aici. E Zerbinet. Are însușiri care te vor face să o prețuiești când o vei cunoaște. Vrei să primești la mine în casă o ființă care e iubită de fratele tău și care mai adineaură mi-a spus de la obraz 1000 de necuvințe? Domnule, vă rog să mă iertați, n-aș fi vorbit așa dacă aș fi știut cine sunteți. Și nu vă cunoșteam decât din auzite. Cum din auzite? Tată, dragostea fratele meu Leandră pentru ea nu are nimic vinovat și răspunde cinstea ei. Mă, stai culmea, n-aș vrea cumva să-mi însor fiul cu ea. O necunoscută care pe deasupra sucește capul băieților. Tată, nu fi supărat că iubesc o necunoscută care nu-i de neam și nici avere n-are. Cei de la care am răscumpărat-o mi-au destinuit că este din orașul ăsta și de familie aleasă. Au recunoscut că ei au furat-o când avea 4 ani. Cum? Iată o brățară pe care mi-au dat-o. Poate ne va ajuta să găsim părinții. O brățară e fica pe care am pierdut-o la vârsta de care vorbești. Cum? Fica dumitale? Ea e! Anumite semne sunt chiar încredințat. E fica mea! Dumnezeule, mi-a regăsit fica! Celule, ce întâmplări nemaipomenite! Domnule! Domnule, s-a întâmplat o nenorocire. Ce, Carle? Vorbește odată. Bietul Scapin. Un nemernic bun de dus la șleam. Vai, domnule, degeaba v-ați mai osteni. Trecând prin dreptul unei clădiri, i-a căzut în cap ciocanul unui pietrar și a spart țeasta. Sărmanul trage să moară. A și rugat să fie adus aici pentru a vă putea vorbi înainte de moarte. Unde e? Iată-l, doi oameni îl poartă pe sus și tot corpul e înfășurat în feșe. Scapin, ce
Domnilor, vedeți, domnilor, vedeți în ce stare de plâns sunt. Domnilor, înainte de a-mi da ultima suflare, vă rog din inimă să mă iertați pentru tot ce v-am putut face. Și mai cu seamă domnul Argan și domnul Geront. Mă, eu te iert. Hai, mori în pace. Pentru dumneavoastră, domnule, v-am jignit cel mai mult cu ciomegile pe care... Mă, da, și nu mai vreau te iert și eu. A fost o foarte mare îndrăzneală ciomăgeala pe care... Ei, să lăsăm! Murind, am o neînchipuită durere pentru ciomegile pe care... Mă, n-auzi, da, ciodată te iert. Vai, ce bunătate! Dar spuneți-mi, domnule, mi-a dat cu dragă inimă pentru acele ciomege pe care... Băi, da, să nu mai vorbim de asta, îți cer totul. Gata, s-a zis. Ai, domnule, mă simt liniștit de când mi-a spus vorba asta. Bine, bine, te iert, dar cu condiția să mori. Cum așa, domnule? Dacă nu mori, îmi iau cuvântul înapoi. Iar mă ia cu slăbiciune. Domnule Geront, având în vedere bucuria noastră, trebuie să-l iertați fără condiții. A? Mă fie. Da, e pentru ultima dată. Haide să cinăm împreună ca să ne bucurăm mai bine de fericirea noastră. Și pe mine, pe mine până ce vine moartea să mă ia, așezați-vă în capul mesei. Ați ascultat Vicleniile lui Scapin, comedie de Molière, traducere de Aurel Baranga, adaptare radiofonică de Ștefan Tita. Distribuția a fost următoarea: Argant, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Geront, Ion Vinteșteanu, artist al poporului; Octav, Sebastian Radovici; Leandre, Damian Crâșmaru; Zerbinet, Valeria Gagealov; Iasint, Rodica Suciu; Scapin, Radu Beligan, artist al poporului.